Ministerul Sănătății a vorbit despre situația de la DEVA unde directorii spitalului și-au dat demisia și a apreciat că aceasta trebuie remediată imediat, menționând că va desemna o nouă conducere. În fapt, managerul Spitalului Județean de Urgență din DEVA, Silviu Didilescu și directorul medical Claudiu Antal, au demisionat din funcție în această dimineață, din motive care urmează să fie prezentate. Purtătorul de cuvânt al prefecturii Hunedoara, Lucian Morogan, a confirmat cele două demisii și a precizat că noua conducere a spitalului va fi stabilită de Ministerul Sănătății. Sindicatul medicilor din Spitalul Județean de Urgență DEVA a acuzat luni conducerea unității medicale de abuzuri în modul în care ar fi înțeles să gestioneze activitatea instituției și programul de lucru al cadrelor medicale în contextul epidemiei de COVID-19, solicitând intervenția ministrilor sănătății și muncii pentru detenționarea situației. Într-o scrisoare deschisă adresată ministrilor Nelu Tătaru și Violeta Alexandru, medicii susțin că după ce spitalul a intrat în carantină pe 29 martie, Personalul medical nu a mai putut părăsi unitatea medicală, iar Spitalul Județean de Urgență din Deva ar fi continuat să interneze noi cazuri de bolnavi COVID-19 pozitivi. Consiliul Județean Hunedoara, care a preluat gestionarea situației de la Spitalul Județean de Urgență din Deva, a emis un comunicat prin care apreciază următoarele: Considerăm că este necesară stabilirea urgentă a circuitelor epidemiologice cu respectarea stricta a criteriilor epidemiologice, printr-un plan de măsuri coerent și corect, care să asigure internarea și tratamentul pacienților, respectiv protecția personalului medical în condiții optime. De asemenea, este obligatorie excluderea oricăror derogări nelegate de la normele specifice combaterii răspândirii virusului SARS-CoV-2. La nivelul Spitalului Județean de Urgență din DEVA se impune efectuarea unei delimitări clare între personalul medical și pacienții internați care în urma testării au rezultate negative, pe de o parte, și personalul medical și pacienții internați care în urma testărilor au rezultate pozitive. Personalul medical de specialitate trebuie folosit în mod corect, legal, cu respectarea programului de lucru și a tuturor formelor de protecție sanitară, fiind foarte bine cunoscut faptul că, în condițiile în care personalul medical este epuizat, se creează o mare vulnerabilitate în activitate. În plus, sunt create riscuri inclusiv cu privire la sănătatea și gradul de imunizare în cazul cadrelor medicale, ceea ce este foarte grav. Cei din conducerea județului susțin că acum orice condiții de muncă nelegale sau impuse abuziv trebuie să înceteze și să se respecte profesionalismul cadrelor medicale implicate în misiunea de salvare de vieți omenești.